vorbă cu Moș Crăciun. Ei au pregătit scenetele. Nu numai la școală, după Octavian Pancu Iași, nu citește o carte de Ion Diano. Am și eu două mâini de Mircea Sântimbreanu, Negustorul și Nerodul de Anton Pan și Trei colinde. Iată vin colindători, domnuleț și domn din cer, astăzi s-a născut Hristos. O să mă întrebați voi, că doar bună ziua nu e o umbrelă să o uiți la un vecin și nu e o pălărie să o uiți în tren. Bună ziua știe oricine, e bună ziua și nu poate fi uitat. Spuneți voi și așteptați de la mine să vă dau dreptate și să închid această discuție fără rost. Îmi pare rău, dar nu pot și iată de ce. Thank you.
cine? Cu școala. Chiar cu școala? Chiar. Atunci, iată ce aș vrea să vă întreb. Acum, după ce au plecat copiii acasă, ați făcut curățenie? Desigur. Ați măturat sub fiecare bancă, sub fiecare scaun, ați deși praful. Gândesc că e ce n-am. Mai în cap de vorbă. Într-adevăr. Care atunci când pleacă de la școală, îl uită mereu. La școală îl are tot timpul la el. Îl dă doamnei învățătoare, doamnei directoare și mie, femei de serviciu. Cum s-ar spune cu alte cuvinte, la școală este un băiețel respectuos, dar de vreme ce îl uită pe bună ziua în bancă, acasă sau în altă parte, nu-i la fel. Mulțumesc! M-am gândit! Cine am găsit pe bună ziua? Lasă că-ți dai tu seama de titlu.
sau Ivan Pățicu, sau Dan Torturică. În sfârșit, și lua așa ca momie de leghe în balon. Stai, că ai dat în Jules Verne. Eu n-am dat în nimeni. Mă vezi pe mine în stare de așa ceva? Sunt o persoană cultă. Vorbeam de cărțile lui Jules Verne. Văd că nici din ele nu ți-a rămas nimic. Din niciuna. Ba mi-au rămas coperțile, că am făcut din ele un album de artiști mortal, cum altceva. Cum? I-ai luat coperțile? Păi nu așa mi s-a spus, că din fiecare carte trebuie să ne rămână ceva. Mie mi-au rămas coperțile. Zăcea o carte ruptă și murdară rău. Ce plângea în gura mare până am auzit-o eu. Uită-te, sunt mâzgălită, cu creionul peste tot. Am și coperțile rupte, au, mă doare, nu mai pot. Mie tare mi-a fost milă și cu grijă am luat-o. Am șters-o ușor cu cuma, cu hârtia am îmbrăcat-o. E mare! De ce ar folosi? Pentru că de toți copiii, cărțile l-au înveș. De-aia e bine totdeauna să te rupi. Chiar dacă nu e ușor. Nu-i rușine să muncești. Mai rușine e să stai, să privești cum muncesc alții și tu niciun rost să n-ai. Este un proverb în lume și îl știm și în românește.
are dreptul să mănânce numai cel care muncește. Mie îmi place în timpul liber să admir ce e frumos. Un spectacol, un concert, ori un pictor valoros. Văd în librărie o carte, mă opresc, o răsfăresc. Eminezi, puslavici, creangă, arghezi, putrat, citesc. Ne vom strădui acum să prezentăm un program așa tare să vă placă să veniți și în alt an. Negustorul și nerodul, scris în versul de Anton Pan. De unde vii, măi, creștine? Ia din sat de la noi. Din care sat de la voi? Ia ca de acolo, tocmai e sub acel mal. Bine, dar ce sat este, nu știi? Satul nostru și de acolo vin. Nu așa, mă, ci te întreb ca acel sat. Dar cui moșie este și cum este botezat? Moșiile nu știi că sunt boierești. Ia cum conului nostru ce șade la București. Iar satul botează copa ca știm la alte vreți. Coapă, plăcătură și cum îi scrie în rugăți. Dar pe tine, cum te cheamă? Mă cheamă ca pe oricare. Vino în pace, ori vino aici. Cum te strigă? Mă strigă, mă! Dar ce vă poate să fac acolo la voi? Mai multe și cu mamaligă se mănâncă pe la noi. Nu te întreb de bucate fierte. Apoi de care bucate? Te întreb, s-a făcut la voi ors, grâu? S-a făcut, da, uite în altul la voi. Nu te întreb de înălțime, nu strâmpaie pentru voi. Și vreau să știu ce fel este pomul voi. Să spun dacă nu știi. Orzul este lungăreț, cu coajă ca un gălbuie, înțepat un mufuleț. Bine, știu, coajă nu înțepeau, dar spune, ce fel se vinde? Că voiesc și eu să iau. Nu știi dumneata ce fel? Unul dă grâul și orzul, iar am tot banii pentru el. Nu mă înțelesești, eu te întreb cum se dă. Nici asta nu știi, ascultă-mă eu să spun. Iau banița, ori pe la ta și până ai fost răspund. Apoi cu coada lupiți oraș și-o dă în sac. Pe urmă iarăși umplu și asemenea tot fac. Eu nu te întreb așa. Dar ce fel? Cu ce preț te întreb în vinde? Chila, banița, câți lei? Cum te învoiești cu prețul și cât dai, atât ai. Dar ca tine mai sunt mulți acolo în sat. Este neam cu sat, neastan, vârstea. Florea, soare, neamană, coma. Dar cine este mai mare decât toți la voi în sat? Ea Chițu, că-i mai mare decât toți. E așa de lung încât la umăr să ajungi cu mâna nu poți. Nu te întreb așa. Da, pui cum? Eu zic că voi de cine ascultați aici în sat? Ascultăm pe lăutarul, măi, frate. Că dacă începe el să cânte tu satul, este tipan. Muzica așa, măi, creștine. E silă să-l ascult. Și de cine aveți voi frica ce în sat mai mult? Aoleu, de taurului neam. Care frică m-am să aduceam de mama. Când vine de la pășine, fugim de el că putem. E atât de înfricoșat, te gândești că e turbat. Mă, tu ce namilă de om e? O, Doamne, de ce mă întreb că mă privești? Eu ca om, ca toată lumea. Cu cap, ochi, gură, nas, cu mâini, cu trup, cu picioare, mișc și umplu ca toți cu pasă. Da, ești ca fiecare om. Dar minte și simțire la tine, cât la piatră și la pom. Dar în sat aveți dogar? Avem doar. Du-te, mă, ca cei parade, să-i dai, să-ți mai pui o toacă ce se lipsește și nu ai.
cer.